Și o ultima întrebare, ați avut astăzi o întâlnire cu domnul Vladimir Putin? 6-5, știrea zilei? Hai de mine, dar eu am spus și mai repet încă o dată. Deci, din 2009 până în 2013, am făcut parte din AG1 și AG2 împreună cu PD. PD, președinte domnul Lupu, vicepreședinte domnul Plahadniuc. Și atunci ne întâlneam, și acum ne întâlnim, fiindcă suntem la guvernare. PL, PD, PSD, grupul sau platforma și platforma celor 7. Înainte de aceasta v-am spus că ieri am avut o ședință prin care am coordonat acțiunile noastre, cum facem. E normal, trebuie să fie o coordonare. Că dacă vine fiecare cu opoziția, iată că, exemplu, ieri dacă n-am coordonat, ne-am întâlnit seara. Într-un proiect de lege noi am votat într-un fel, PD a votat în alt fel. Așa că eu nu văd nimic aici. Nu înțeleg ce căutați știre, zic, dar ce cu filat credeți că era atât de drag mie că l-am tolerat toți anii ăștia? Nu-i plăcere, dar am fost împreună alianță și trebuia să mă întâlnesc, să mă văd, să vorbesc. Și acum chiar dacă o să iasă tot să mă întâlnesc, sunt lupta politică, încălcare legii, dar totuși oamenii suntem oameni. Nu ați căutați... poftim? Eu nu vorbesc de dragoste. Dragul pot vorbesc față de voi, dar ei nu.